Salut! Astăzi vă arăt cum am făcut curat prin Elan. Am oprit pe aia care sunt de peste 3 stele. Tot ce e de 2 stele sau o stea, în cazul în care e unul de 3 stele, îi iau. Dacă am unul de 2 stele și restul sunt de o stea, îl opresc pe ăla de 2 stele și încerc să iau pe aia de o stea. În felul ăsta cresc nivelul trofeelor din turma în care sunt ei. Eu plecasem după iepuri, dar eram pregătit și pentru Elan, că știam că e zona cu Elan pe acolo și până la urmă am reușit să rămân numai pe Elan, pentru că iepurii n-au mai apărut. L-am văzut pe ăsta, era singur singurel și l-am luat repede. Cred, nu? O dată la burtă, nu, stomac. A, l-am luat la inimă pe ăsta, am început bine, parcă. La inimă l-am luat, nu? La inimă, a, am luat mai multe. O stea l-am curățat rapid pe ăsta, matur. Două zone am frecventat pe partea asta cu Elanii. Oh, aici m-am speriat că venea spre mine, auzeam gălăgie și nu știam ce e. Dădusem din greșeală pe arma pentru iepuri, m-am panicat rău aici, voiam să-l iau, dar n-am avut nicio șansă să-l mai iau. A adus, nu mai e, s-a dus. Am găsit iar. A sărit, când sare înseamnă că e bine. Adică e lovitură bună. O să cadă mai greu, dar cade. Aici am găsit pe ăla de 5 stele, mă. Și m-am bucurat eu în partea asta. Nu știam ce să fac, să-l iau, să nu-l iau. Până la urmă m-am decis că, băi, era plin de trofee aici. Plin. Și nu știam dacă să-l iau, dar poate o să-l iau pe live sau. Vreau să se genereze mai mulți. O, ce-a sărit ăla. Mi-amintesc că am verificat zona și doar l-am atins puțin pe ăla. N-am reușit să-l iau pe ăla care a sărit. Și la spinării. Lua asta inimă, am luat rapid, tot în aceeași zonă, dar nu într-o ziua următoare sau mai târziu, nu știu. Nu mai amintesc. Bă, și pe ăla! Am adus deodată, ăi! Bine că au fost și situații în care am ratat, dar nu le-am mai arătat pe astea. Inimă și plămân. Da, încă învățam treaba cu văzutul direcției de la glonț. Abia acum am observat că pot să fac asta. Așa, și al doilea în apă. Bă, ce frumos să vedeai aici în apă. Am făcut câteva poze, dar nu le-am mai lăsat în videoclip. Momentul în care făceam la poze. Da, aceeași chestie, încercam să văd direcția, dar am trecut pe celelalte zone. Overview Hunt. Bun, sunt iar în partea asta. Ăla de 5 stele și ăia de 2 stele, dar sunt maturi. Deci ăștia slabe șanse să ajungă la 3 stele. Sunt deja maturi, mai un pic și mor ăștia. La ăla am speranțe mari, la de 5 stele să mai trăiască cât să-mi genereze încă unul sau doi de nivel mare. Trofee de 4-5 stele măcar. Nu, de 4 stele aș prefera și îl urmăresc să facă 5. Ia, am mai luat, cred că încă unul sau doi aici. Le iau la inimă. Nu, a sărit. Dar am luat bine dacă a sărit. Înseamnă că o să cadă destul de repede. Nu știu dacă la stomac sare. A, lui ăsta iar mi se pare că i-am dat greșit. Sau lui ăsta i-am dat bine și cade. Nu, cred că lui ăsta i-am dat bine și cade. Ce n-am înțeles eu de ce se văd coarnele atât de mari și sunt doar de 2 stele. Nu, ăsta a căzut. Cred că pe ăsta nu mai au aici. Unul singur, tot în apă. Tot în apă se duce și ăsta. Și mai avem. Nu m-am mulțumit cu unul, mai au. Da, corect, la inimă. Am luat-o rapid și pe asta. Am zis să mai iau și din femelele alea mature. O să moară degeaba. Aș putea să mai curăț din femele pe zonele astea. Uite, acum mi-am dat seama. Deși ăsta era mare. Și avem inima. I-am luat-o rapid și pe asta. Uite, matură. Ce să mai fac? Bun.
A luat și pe ăsta rapid. A căzut el mai departe, dar a căzut până la urmă. Avea doar 58% fitness-ul, deci n-avea șanse să mai crească el prea mult. Din nou pe zona unde e ăla de 5 stele. Team 1 de 2 matur. Matur, e plin de maturi aici, uite, și ăsta de 5 stele. Îl iau pe ăla, sau pe ăsta, pe care am pus ochii. Pe ăsta din față, nu mai amintesc pe care am vrut să-l iau. Cred că pe ăla din față. Nu? Nu-l iau pe ăla din față? Ba da, mă, pe ăla din față îl iau. Da. Îi mai dau inimă. No. Ce am luat? Plămâni. Doar am hotărât în ce direcție să fac poză. Cred că pe asta am oprit-o pentru poza videoclipului. A, inimă și plămâni. 400 de kg, bă. Bestie. De trofeul nu mai știu la ce punctaj era față de 3 stele. Păi asta iar, ăsta mi-amintesc că nu l-am luat. Mi se pare că ăsta e ăla care iar a sărit și înseamnă că o să cadă mai departe. Ăsta cred că e cu 3 gloanțe, e ăla care, da mă, ăsta e. În ăsta am tras, eu cred că al doilea glonț, am tras într-o parte și nu mi-a făcut nimic. Da, ăsta e mă, ăsta e ăla pe care îl avusesem în zona aia, unde v-am zis că nu o să cadă. Am citit urma sângelui și zicea că puține urme de sânge. Cam asta a fost tot. Rămâne de văzut ce facem cu trofeul de 5 stele. Îl iau pe live sau îl iau într-un videoclip separat? Sau poate generează mai mult și îl iau atunci? Da, ne vedem mâine! Pa!